Memoriile copilăriei sunt expuse în aceste zile la Arad, cele ale copilăriei noastre, a părinților, dar și a bunicilor noștri. Doi frați care colecționează jucării de 40 de ani au un proiect îndrăzneț. Vor să înființeze un muzeu al jucăriilor, așa cum există de altfel în marile capitale europene. Până când vor găsi un spațiu adecvat, cei doi fac expoziții itinerante. Acum au ajuns, așa cum vă spuneam, la Arad, unde vor rămâne timp de o lună. Ce fel de jucării sunt așa? Sunt niște jucării foarte vechi. Asociația Muzeul Jucăriilor, gândită de mine și de prietenii mei. Bărbatul și fratele lui Mihail sunt colecționari înrăiți. Au adunat mii de exponate, unele chiar din secolul trecut. Figurine, animale, autobuze, elicoptere, din materiale diverse. Toate mărturii ale felului în care a evoluat piața jucăriilor de-a lungul timpului. Sunt piese și din 1900 și din 1980. 12.000 de jucării au adunat frații Dumitru de-a lungul timpului. 600 dintre ele au ajuns acum la Arad. Am venit cu piese mari, trotinete, triciclete, mașinuțe cu pedale, sunt expuse ursuleți, un plus cu paie, căluți, balansoari din lemn, piese dintre 1950-1980. Mi-aduce aminte de copilărie, multe le-am văzut, nu le-am avut, dar le-am văzut, am câteva care le-am ținut pentru băiatul meu. M-a impresionat foarte tare mașina de poliție, miliție, de fapt. E foarte suprarealistă, cum se spun, foarte, foarte interesantă. Pedalele sunt undeva sub și e totul foarte interesant. Au acolo foarte multe mașini fake, Aro la primele modele. E de văzut. Cei mai interesați sunt însă copiii, curioși să vadă cu ce se jucau părinții sau bunicii lor. Cum erau jucările mai de mult față de acolo? Mai vechi și mai puține. Puteți vedea o colecție de imagini ale copilăriei românești. Puteți vedea și copilul și jucăria care avea în anii 30 și hăinuțele și frizura. Deci este o întreagă poveste într-o singură imagine. Frații Dumitru vor să găsească un spațiu adecvat unde să găzduiască un muzeu permanent al jucăriilor. La Arad exponatele pot fi văzute timp de o lună, iar intrarea este gratuită.